Jurnalele RTT. Știri la fix. Pietonii sunt principalele victime ale accidentelor rutiere petrecute în Brașov. De la începutul anului, petrecerile de pietoni din oraș au avut loc mai multe incidente, din care 4 foarte grave, în urma cărora 3 pietoni și-au pierdut viața. Dacă principalii vinovați de incidentele de pe zebră sunt șoferii, nici pietonii nu se asigură suficient atunci când trec strada, spun polițiștii brașoveni. Oamenii legii propun un nou mod de a marca din primăvară trecerile de pietoni pe străzile foarte late din municipiu. Strada, când o traversăm, ne expunem unui pericol. Viața noastră poate fi periclitată prin simpla traversare a străzii și atunci când traversăm, în general pe trecerile pentru pietoni, trebuie să facem o traversare în ritm vioi, să o facem perpendicular pe axul drumului. Traversarea pe trecerea pentru pietoni le conferă într-adevăr prioritate deplină, dar totuși autoturismele sunt compuse din sisteme mecanice, din fier, din produse care oricând pot ceda. Mulți pietoni mizează exclusiv pe prioritate pe zebră și se angajează în traversarea străzii fără să se asigure. Mai grav este că tinerii vorbesc la telefon și chiar trimit mesaje în timp ce trec strada, ignorând pericolul și crezându-se în siguranță. Tehnologia în ziua de astăzi ne-a cam depășit sau ne-a cam omorât. Nu trebuie să stăm cu telefonul la ureche sau să avem alte activități, să postăm nu știu ce mesaje de dragoste pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, în timp ce noi suntem în traversarea străzii. Numai în momentul în care văd foarte clar că am posibilitatea să traversez fără nicio problemă, atunci să fac acest lucru. Cei mai mulți brașoveni spun că sunt atenți la mașinile din trafic. Nu de puține ori au fost la un pas să fie accidentați chiar pe trecerea de pietoni. Aici nu a fost voie să mă asigur că trecea multă lume, dar de obicei mă uit în stânga, în dreapta, traversez. Odată era să mă calce cineva. Și acum era să mă calce. Primii îți dau voie, cel de-al doilea nu se uită și te poate călca. Dar eu mă uit, că n-am ce să fac. Trebuie noi să avem mai multă grijă. De ce spune lucrul ăsta? Ați avut ocazia să... Am pățit și am văzut și la televizor. Că trec câte unii, nici nu se uită că e trecere de pietoni și ei trec cu mașina. Din primăvară, atunci când se va relua marcajul străzilor, polițiștii de la rutieră vor ca pe străzile foarte late din municipiu trecerile să aibă o porțiune în zigzag pentru a da pietonilor posibilitatea de a observa mai ușor autoturismele care vin din dreapta, la care sunt mai puțin atenți atunci când traversează. Sindicatul Național al Agenților de Poliție îi cere public șefului IPJ Brașov, chestorul Ioan Aron, să-și dea demisia după dezvăluirile făcute de agentul Marian Godină despre neregulile grave din Inspectoratul Județean de Poliție Brașov. Comunicatul, postat pe pagina oficială a sindicatului, reamintește în acest context și situația polițiștilor rutieri brașoveni care au fost cercetați, suspendați sau chiar condamnați pe nedrept. Din cauza fostului șef al poliției rutiere, Claudiu Tămârjean, condamnat în decembrie 2015 de Curtea de Apel Brașov la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Sindicatul agenților de poliție dezvăluie și faptul că în campusul universitar Brașov, șeful poliției și-a permis împreună cu administratorul să monteze camere de supraveghere video și microfoane, să urmărească studenții fără drept și chiar să exercite presiuni asupra unor studente pe baza înregistrărilor. Pentru toate aceste motive, polițiștii sindicaliști spun că Ioan Aron ar trebui să-și dea demisia de onoare. Doi elevi de la liceul teoretic Johannes Honteru s-au ajuns la spital cu ambulanța după ce s-au luat la bătaie într-o pauză. Cei doi adolescenți și-au împărțit pumni și picioare și s-au lovit chiar și cu obiecte contundente până s-au umplut de sânge. Cadrele didactice care au intervenit să-i despartă au sunat la numărul de urgență 112. Echipajul de medici deplasat la Honteru s-a transportat pe amândoi la spitalul de pediatrie pentru investigații. Unul dintre ei, în vârstă de 17 ani, s-a ales cu un traumatism cranian cu pierderea conștienței, în timp ce al doilea, în vârstă de 16 ani, a suferit un traumatism la omoplat. Conducerea liceului a refuzat să facă declarații în acest caz. S-a mai făcut un pas pentru clarificarea documentației legată de transferul terenului destinat aeroportului de la Ghimbav. Consilierii județeni au aprobat trecerea a încă 9 hectare din domeniul privat al județului Brașov în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean. Cele peste 90.000 de metri pătrați au fost declarate de interes public pentru finalizarea obiectivului de investiții Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.
În urma verificărilor efectuate împreună cu reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, s-a constatat că suprafața de 9 hectare aparținea domeniului privat printr-o hotărâre din 2009. În consecință, aleșii județeni au votat și pentru clarificarea situației cadastrale a celor 90.878 de metri pătrați. Conducerea forului județean speră ca până în martie documentele necesare transferului să fie finalizate, iar noul PUZ urbanistic zonal să fie rectificat în consecință. În acest sens, o echipă a Consiliului Județean lucrează împreună cu oficiali de la Ministerul Dezvoltării pentru finalizarea tuturor documentațiilor. Pe de altă parte, colegul Mihai Veștea s-a deplasat la București, la Ministerul Dezvoltării, împreună cu o echipă tehnică din cadrul Consiliului Județean și se lucrează, și asta este bine, că se lucrează direct cu cei de la minister, în așa fel încât în luna martie, când vom veni cu propunerea noastră, această propunere să fie cea corectă și să se finalizeze odată această telenovelă a aeroportului. Telenovela suprafețelor de teren necesare pentru realizarea aeroportului îi nemulțumește pe unii consilieri județeni. Și aceste bâlbâieli de transfer din domeniul public în domeniul privat și viceversa, în funcție de anumite cerințe care apar peste noapte, cred că nu sunt benefice. Și aici trebuie discutat mult mai serios și trebuie să observăm că în ultimii 2 ani și jumătate nu s-a făcut absolut niciun pas în direcția finalizării acestei investiții. Singurul factor pozitiv este acela că în ultima perioadă Primăria Brașov s-a implicat mult mai activ în finalizarea acestei investiții. Problemele legate de numerele cadastrale pentru terenurile pe care se construiește aeroportul de la Ghimbav au fost identificate abia după ce președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de transfer al aeroportului în noiembrie anul trecut. Abia în decembrie, când autoritățile județene s-au întâlnit cu reprezentanții Institutului Cartofului, cu cei de la prefectură și cu experții de la cadastru, au văzut că datele topografice nu mai corespund. Luana Minea s-a suspendat și din funcția de director al filialei Brașov a Crucii Roșii. Se pare că petiția online care strânsese ieri 9.000 de semnături în favoarea demisiei a avut efect. După ce miercuri consilierul județean PSD a demisionat din funcția de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, conducerea centrală a Crucii Roșii a stabilit ca până la decizia definitivă a instanțelor de judecată, Luana Minea să nu mai reprezinte Crucea Roșie Brașov. Minea este implicată într-un incident cu agentul de la rutieră Marian Godina, care povestește că femeia a încercat să-l intimideze în momentul în care polițistul îi luase carnetul unui șofer de la Crucea Roșie după ce acesta nu acordase prioritatea unui pieton pe trecere. Godina susține că Minea s-a folosit de funcțiile pe care le deținea pentru a-l împiedica pe agent să respecte legea. Atenție, cad pietre! Un astfel de semn ar trebui să fie instalat pe clădirea fostului spital de boli dermatovenerice, aflat acum în proprietate privată. Bucăți din imobil au început să cadă încă din luna aprilie, când o parte din tencuială s-a prăbușit pe stradă peste o mașină. De atunci, proprietarii au pus o plasă de protecție, care se rupe însă zilnic pentru că în acea zonă trotuarul este foarte îngust și pietonii nu au pe unde trece. Astăzi s-a prăbușit pe trotuar cea mai mare bucată de zid de până acum. Proprietarii spun că pereții sunt deplasați, iar grinzile sunt șubrezite, astfel că fostul spital este un adevărat pericol pentru brașovenii care trec pe strada Gheorghe Dima. Chiar proprietarea a fost cea care a sunat la 112 pentru a anunța incidentul, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje SMUR de descarcerare, pompieri, poliții și jandari. Dacă incidentul nu s-a soldat cu nicio victimă, autoritățile au avut în schimb foarte mult de furcă cu boschetarii care s-au aciuat în spitalul părăsit. Oamenii abia s-au lăsat scoși afară din locul în care spuneau că au hainele și mâncarea la care nu vor să renunțe. Legea dării în plată a trecut de Comisia Juridică din Senat. Senatorii au respins amendamentele depuse de Banca Națională a României și de Asociația Băncilor și au trimis legea în Camera Deputaților. Dacă va fi votată și de către deputați, vor scăpa de datorii și persoanele executate silit. Senatorii din Comisia Juridică și din cea economică au adoptat raportul final asupra cererii de reexaminare a legii dării în plată cu amendamente, aproape toate în favoarea celor cu datorii. Legea va face ordine în sistemul bancar, crede senatorul PNL Nicolae Vlad Popa, și va ajuta persoanele care au făcut credite cu ipotecă, dar care nu mai pot plăti ratele, dar și pe cei executați silit. Acționează asupra celor care sunt executați silit, pentru că acești oameni au fost executați silit, li s-a luat casa și continuă să plătească 10 de ani de zile, deși, încă o dată spun, garanția pe care au dat-o băncii a fost executată. Plus,
toate ratele care au fost plătite până la momentul executării silite. Și pentru acești oameni intră în vigoare și se respectă. La sfârșitul anului trecut, peste 470.000 de români aveau datorii cu credite garantate în valoare de 77 de miliarde de lei. Senatorul brașovean Nicolae Vlad Popa consideră că o parte din aceste credite e posibil să fi fost acordate cu rea credință pentru a agăța clienți. Faptul că unele bănci au anunțat deja că vor înăspri condițiile de creditare dacă această lege va intra în vigoare este un șantaj, crede senatorul Nicolae Vlad Popa. E o formă de șantaj, cu siguranță că băncile vor trebui să se adapteze situației. Ei au nevoie să împrumute, dar să împrumute pe cei care pot să restituie, pentru că dacă împrumuți pur și simplu pentru a-l lega de bancă și a-l face să plătească zeci și zeci de ani, nu e corect. Senatorii au menținut și prevederea prin care legea se aplică și creditelor în derulare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov organizează mâine, cu începere de la ora 9, o selecție de personal pentru locuri de muncă vacante în Danemarca. Sunt oferite 30 de locuri de muncă în sectorul agricol la cules de căpșuni. Munca se desfășoară la fermă ecologică în aer liber. Culesul căpșunilor începe de vreme la 4-5 dimineața, iar sezonul de recoltare debutează în jurul datei de 1 iunie și se termină o lună și jumătate mai târziu. Durata contractului este de aproximativ 6-7 săptămâni, cu timp de lucru 6 zile pe săptămână, în medie 25-30 de ore. Plata este în funcție de cantitatea recoltată. Se plătește echivalentul în coroane daneze, aproximativ 1 euro brut pe kilogram, plus 6,75% spor de muncă grea, 12,5% bani de vacanță, procente aplicate la suma totală. La selecție pot participa însă numai persoanele invitate de către angajatorul danez în urma publicării ofertei pe site-ul EURES. O casă monument istoric din Șchei, veche de un sfert de mileniu, are nevoie urgentă de reparații. Proprietarul își dorește foarte mult să renoveze casa din Șchei Brașovului, nu o poate face însă singur și speră să găsească un om cu suflet mare pentru o sponsorizare. În urmă cu 250 de ani, casa a aparținut unui negustor de grâne. La acea vreme era una dintre cele mai frumoase gospodării din Șchei Brașovului, cu două icoane prețioase pictate pe fațadă. La începutul anilor 70, părinții actualului proprietar cumpărau casa cu scopul de a o dărâma și de a construi una nouă în loc. Refacerea ei în picioare a necesitat o cheltuială cu mult mai mare față de o casă care o faci de la zero. Toate economiile lor de o viață le-au băgat în acest contract. S-a făcut proiect, au venit muncitorii. Deci când a cumpărat-o taică-meu, era un gard de lemn, într-o zi era lumină în curte, iarnă. Și pe ce s-o fi întâmplat? Abia după aia mi-am dat seama că era gardul dărâmat de la greutatea zăpezii. Pentru că nu a reușit să recondiționeze fațada, Dionisie Ban, proprietarul casei, a încercat măcar să păstreze cât mai intacte picturile pe care le-a protejat cu nailon. Ne-am mai avut o tentativă să refacem picturile pe vremea dinainte de 89, când era director la artiștii plastici un domn pictor Modâlcă, Eftimie Modâlcă. Și pe vremea aceea a zis că ne costă 40.000 de lei. Picturile nu s-au schimbat de atunci, doar cea din stânga e mai degradată, pentru că cred că suportul e mai fărâmicios, suportul pe care sunt. Ce s-a întâmplat atunci? Copiii dădeau cu bulgări de zăpadă. Asta m-a enervat cel mai mult, că dădeau cu zăpadă în ele, pentru că nu se punea nicio bază pe religie pe vremea respectivă. Și atunci ce am făcut? Am făcut două rame din leațuri din astea cu care s-a folosit și la acoperiș. Am pus nylon la o distanță așa de 8 cm ca să intre aerul și l-am acoperit cu nylon. Dar nici nylon nu a rezistat, că l-au făcut praf. Construcția nu are fațada refăcută nici acum. Proprietarul și-ar dori să o recondiționeze, dar din pensia foarte mică nu reușește singur, așa că apelează la bunătatea celor din jur. Mă gândeam, poate există pe cineva care poate să sponsorizeze, o firmă mare care poate să direcționeze o parte din venit, cred că sub 1% sau știu eu cât, pentru renovarea fațadei,
și în special a picturilor. Dacă Dionisie Ban dorește să refacă picturile de pe fațada casei sale, proprietarul conacului de la Pietrele lui Solomon așteaptă în schimb să se dărâme clădirea. Deși primăria a încercat să o recupereze pentru a o recondiționa, proprietarul nu a vrut în ruptul capului. În aceste condiții, mozaicul străvechi care îl reprezintă pe regele Solomon, cel care a dat numele întregii zone, are soarta pecetluită. Legea defăimării trebuie respinsă pentru că nu este constituțională. Chiar dacă a fost modificată consistent față de proiectul inițial, legea a fost respinsă miercuri de Camera Deputaților, deși 152 de deputați au votat pentru și doar 105 împotrivă, datorită unei erori materiale, după cum au numit-o socialdemocrații. Liviu Dragnea a anunțat că va reveni cu un proiect similar. În aceste condiții, liberalii anunță că vor sesiza Curtea Constituțională. Deputatul liberal Gabriel Andronache consideră că legea defăimării, așa cum este cunoscută în spațiul public, redenumită legea privind asigurarea toleranței față de diferențele de grup, este neconstituțională. Liberalul brașovean susține că, deși au fost făcute peste 50 de modificări la proiectul de lege, tot mai are 16 din cele 26 de articole neconstituționale. Dacă săptămâna viitoare se va relua votul pe această lege, liberalii o vor contesta la Curtea Constituțională. Am constatat că PSD nu știe să piardă, este o chestiune evidentă, atât timp cât invocă tot soiul de argumente pentru a relua votul. Așa au făcut și săptămâna aceasta când au retrimis legea la Comisia Juridică. Au făcut câteva modificări, din păcate textele rămase sunt în continuare neconstituționale. Am multe argumente în sensul acesta și Partidul Național Liberal cu siguranță va depune sesizare la Curtea Constituțională. Andronache susține că în actualul proiect există norme de natură neconstituțională, cum ar fi includerea într-o lege ordinară a două drepturi fundamentale, dreptul la toleranță și dreptul la demnitate umană. În reglementarea actuală se regăsesc norme juridice de natură constituțională care nu au ce să caute într-o lege de natură ordinară. Ele trebuie să se regăsească în Constituție, deci pe calea revizuirii Constituției. Reglementarea dreptului la toleranță, reglementarea dreptului la demnitate umană sunt chestiuni care trebuie să facă obiectul analizei Comisiei de Revizuire a Constituției și nu să fie incluse și adoptate printr-o lege ordinară. Inițiatorul legii defăimării, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost nevoit să modifice proiectul de mai multe ori după intervenția fermă a societății civile, a ambasadei SUA în România și a Partidului Național Liberal. În opinia liberalilor, legea instituia cenzură atât în spațiul public cât și în cel privat. Poveștile arhivei la Casa Mureșenilor. Brașovenii și turiștii vor avea ocazia în următoarele 3 luni să viziteze 8 mini-expoziții realizate de-a lungul anilor de către specialiștii Instituției de Cultură. Printre bunurile culturale păstrate în Arhiva Mureșenilor și care vor fi expuse se numără versurile poeziei Deșteaptă-te române, imnul național, un bilet de călătorie cu poștalionul de la 1852, cea mai veche pecete datând din 1770, un stereoscop sau documentul care atestă achiziționarea mașinii tipografice de la firma Kaiser din Viena. Expoziția Poveștile Arhivei este o sursă inepuizabilă de informații despre trecutul Brașovului. Povestea imnului național României, avem expusă poezia Deșteaptă română de Andrei Mureșanu. Este o ocazie mai rară, mai puțin întâlnită în muzeul nostru. În această sală chiar unde ne aflăm istoria sigiliilor, avem sute de documente cu sigilii, dovada autenticității unui document, astăzi folosim ștampila. Apoi avem o expoziție despre istoria fotografiei, cum au apărut primele aparate de fotografie, primele ateliere de fotografi brașoveni. 10 clase de gimnaziu și-au arătat deja interesul pentru expoziție în cadrul programului Școala Altfel, care se va derula în perioada 18-22 aprilie. Elementele audio-video îi vor atrage cu siguranță pe tinerii vizitatori. Într-o altă sală de expoziție pot fi descoperite informații și imagini despre tipografia Andrei Mureșanu, cu ajutorul căreia s-au tipărit sute de cărți și Gazeta de Transilvania, un ziar extrem de important pentru istoria culturii scrisă la Brașov. Este prezentată de asemenea istoria publicității și prima reclamă apărută în Gazeta de Transilvania. Auziți, vedeți, mirați-vă, arătare de concert.
Mai multe fotografii de epocă cu copiii mureșenilor prezintă copilăria de altă dată, iar dansul de societate romana inventat la Brașov este redat în caietul bilingv româno-german Romana, apărut în 1903. Într-o altă încăpere este prezentat un scurt istoric al serviciilor poștale. Aici pot fi văzute primele timbre și modalitățile prin care era trimisă corespondența. Pentru cei care nu știu, denumirea de livada poștei are o semnificație aparte. Denumirea acestea fiind legată de faptul că acolo se opreau poștalioanele și caii acestora se puteau odihni. Tot de livada poștei este legat și faptul că Palatul Poștal a funcționat o bună perioadă în clădirea rectoratului de astăzi, abia la începutul secolului 20, fiind construit Palatul Poștei, în care funcționează și poșta de astăzi. Modul în care erau așezate timbrele pe scrisori aveau anumite semnificații. Dacă timbrul era pus invers pe colțul de sus din dreapta, înseamnă nu-ți mai dea osteneala să-mi scrii. Timbrul așezat drept în partea stângă de jos însemna la revedere. Prețul unui bilet de intrare este 2 lei pentru copii și studenți, 3 lei pentru pensionari și 5 lei pentru adulți. Cele 8 mini-expoziții pot fi vizitate până pe 29 aprilie. Handbalistele de la Corona își doresc foarte mult să joace o semifinală de Cupa Europeană, motiv pentru care merg la Odense cu o foarte mare dorință să facă un joc bun și să obțină un rezultat care să le permită să tranșeze calificarea în retur pe teren propriu. Echipa brașoveană se confruntă cu mari probleme de lot, numai puțin de 5 jucătoare fiind accidentate. Este vorba despre Ciuciulete, Briscan, Cartaș, Kiper și Zamfir. Ultimele două ar putea fi recuperate pentru meciul din Danemarca, însă în cazul primelor trei nu se pune problema refacerii. Fetele pregătite de Bogdan Burci au dovedit însă că pot strânge rândurile în momentele dificile și pot obține victorii extrem de importante. Este un meci de cupe europene, un meci foarte important pentru noi, dar în același timp și foarte greu. Ne dorim foarte mult calificarea mai departe. Noi ne-am făcut foarte bine temele, sperăm să avem o evoluție foarte bună în primul meci și o să rezolvăm calificarea dacă se poate de acolo. Ne dorim din tot sufletul să facem un joc cât mai bun acolo ca să putem să obținem calificarea. Este ceea ce ne dorim noi. Nu promitem că vom și reuși, dar tot ceea ce putem să promitem este că vom da totul pe teren, 60 de minute și vom lupta până la ultimul strop de energie. Formația daneză a avut o evoluție slabă în această ediție de campionat, însă luna aceasta conducerea a semnat un acord de sponsorizare cu o bancă. De atunci, Odense a câștigat toate cele trei partide, dintre care una chiar cu liderul Midtjylland, echipă care evoluează în grupele principale ale Ligii Campionilor. Vom merge acolo, vom încerca să facem un meci cât mai bun. Din păcate, extrem de entuziast, nu sunt din cauza problemelor de sănătate care nu ne ocolesc. Laura și Cristina Zampir nu s-au antrenat după meciul cu Slobozia. Meciul de la Odense se va desfășura duminică 21 februarie de la ora 17, iar returul va fi o săptămână mai târziu la Brașov. Între cele două manșe, Corona va primi vizita formației HM Baia Mare într-un meci contând pentru campionatul intern. După retur, brașovencele se vor deplasa la București pentru meciul cu CSM. Vor fi 4 meciuri de foc pentru Corona, dar cele mai importante dispute sunt considerate de către echipa brașoveană cele cu Odense.